Sorin Mihai, inspector școlar general și cel care coordonează Inspectoratul Școlar Județean Constanța, împreună cu George Niculescu, prefectul județului Constanța, au susținut astăzi, 14 septembrie, o conferință de presă cu tema deschiderii anului școlar 2020-2021. Conferința a avut loc la Colegiul Național Pedagogii Constantin Brătescu Constanța. Acum școala devine mai mult decât oricând, așa cum am spus, oglinda comunității și felul în care vom reacționa fiecare în parte, felul în care vom înțelege să fim solidari și să încercăm să depășim împreună acest moment, va da și direcția generației de mâine. Începem cu încredere, începem cu sub spiritul de echipă și mai mult decât atât începem convinși că vom avea un parteneriat puternic cu părinții, cu elevii, cu toți partenerii și cu toți actorii educaționali. La conferință a fost prezentă și Cristina Schipor, directorul Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, care a declarat că au fost făcute inspecții în școlile cu probleme, iar cele mai multe dintre acestea le-au rezolvat. De asemenea, a făcut precizări și cu privire la numărul cadrelor didactice infectate cu COVID-19 din județ. La nivelul orașului Constanța avem 106 cadre medicale, însemnând medici stomatologi, medici de medicină generală și asistenți, deci la un număr de vreo 80 de școli, deci orașul Constanța este acoperit cu cadre medicale. Puțin mai rău, stăm în rural, dar legislația ne permite UAT-urilor, primarilor, să facă contracte de prestări servicii pentru a beneficia și școlile din comunele lor, din localitățile lor, de medici, cu medicii de familie. Vă spun, sunt 10 cadre didactice din preuniversitar, 4 din universitar și au 3 contacti carantinați din cadre de învățământ. Reamintim că mai mult de jumătate dintre școlile din Constanța, adică 285, au început anul de învățământ în scenariul galben. În 223 de unități, elevii merg toți la cursuri, iar în 7 școli se aplică scenariul roșu și orele sunt ținute exclusiv online.